Bună, sunt Nisa, make-up artist Melchior și astăzi vom vorbi despre machiaj împreună. Primul pas foarte important este demachierea. Pentru un machiaj rezistent și de efect, va trebui să avem grijă de sănătatea pielii. Vom fi nevoite să demachiem cu atenție și să eliminăm toate impuritățile de pe aceasta. Foarte important este să demachiem pielea în jurul nasului. Aici se acumulează un exces de sebum care trebuie neapărat îndepărtat. Demachiem și în jurul ochilor, în zona T. În zona T noi avem un subton mai gras. În momentul în care demachiem, noi stabilim practic ce tip de piele avem. Există mai multe tipuri de piele, și anume piele grasă, piele mixtă sau piele uscată. În momentul în care discheta alunecă pur și simplu pe suprafața pielii, ne dăm seama că pielea este grasă. În momentul în care discheta o pune rezistență pe piele, atunci iată că avem o piele uscată.